Astăzi vom discuta despre apă și anume rolul apei în organismul uman. Ce anume știm noi despre apă? Știm că este cel mai cunoscut compus lichid, fiind folosită de oameni în fiecare zi. Știm că se găsește în natură în toate cele trei stări de agregare, solidă, lichidă și gazoasă. Știm că ocupă aproape 70% din suprafața Pământului, dar doar 3% reprezintă apă de băut. Observăm că 97% din apa de pe Pământ este apă sărată. Știm că cea mai mare cantitate de apă dulce de pe Pământ se găsește în ghețari. În ghețari se găsește aproximativ 68,7% din apa dulce a Pământului, restul de 31,3% se găsește în apele subterane. De asemenea, se cunoaște că apa este componenta principală a tuturor țesuturilor și organelor. Te-ai gândit vreodată ce s-ar întâmpla într-o zi dacă nu ai avea apă deloc? Nu ai putea să te speli pe dinți. Nu ai putea să speli vasele. Nu ai putea să faci baie. Nu ai putea să-ți prepari mâncarea, pentru că la orice mâncare este nevoie de apă. Deci apa este esențială în viața noastră. Apa este necesară nu numai pentru activitățile pe care le desfășurăm zi de zi, ci în special pentru funcționarea organismului nostru. Apa este deosebit de importantă pentru funcționarea organismului. Organismul uman conține între 55 și 70% apă, aceasta intrând în alcătuirea citoplasmei fiecărei celule, a sângelui, a limfei și în procente diferite în compoziția fiecărui organ. Astfel, putem observa că în creier 83% este apă, în rinichi 83% este apă, în plămâni 85% este apă, în sânge procentul este foarte mare, 94% este apă, în ochi 95% este apă, în inimă 75% este apă, iar în mușchi 75% este apă. Deci observăm că apa intră în compoziția tuturor organelor din organismul nostru. Procentul de apă din organismul nostru diferă în funcție de vârstă. Observăm că la un an avem 86% apă, între 5 și 14 ani 75% apă, la maturitate la 20-35 de ani ajungem la aproximativ 65% apă, apoi conținutul de apă din organism scade, ajungând la 60-80 de ani la 50% apă. De asemenea, procentul de apă din organism diferă și în funcție de sex. Observăm că un bărbat adult are 60-65% apă, iar o femeie adultă cam 55% apă. Copiii și bebelușii au un procent mai mare de apă. De asemenea, procentul de apă diferă și în funcție de starea de sănătate a organismului. Un organism sănătos conține mai multă apă decât un organism bolnav. Organismul nostru are nevoie de apă pentru a supraviețui și funcționa. Din cantitatea totală de apă consumată, de obicei 30% provine din alimente și 70% din băuturi. Haideți să vedem în ce alimente se găsește apă. De exemplu, în castravete, conținutul de apă este de 96,7%. În salata iceberg, conținutul de apă este de 95,6%. În roșii, conținutul de apă este de 94,5%, pepenele conține 91,5% apă, iar căpșunile 91% apă. Deci, în alimente se găsește un procent foarte mare de apă. Hidratarea este foarte importantă pentru funcționarea organismului. De acest grad de hidratare a organismului depinde starea lui de sănătate. Acest nivel de hidratare depinde de o serie de factori, dintre care cei mai importanți sunt consumul zilnic de apă, efortul depus și clima, acolo unde locuim. Hidratarea este vitală pentru funcțiile de bază ale organismului, precum reglarea temperaturii corpului, tensiunea arterială, buna funcționare a celulei nervoase sau realizarea digestiei.
o deshidratare ușoară, care duce la pierderea de până la 1-2% din greutatea corporală, poate afecta capacitatea de concentrare. Dar în schimb, dacă deshidratarea este mai severă, cu o pierdere de greutate corporală de peste 2%, pot fi afectate abilitățile de prelucrare a informației și chiar memoria pe o durată scurtă. Cum putem face pentru a avea un organism sănătos? Haideți să ne gândim la un meniu zilnic. Știind că un aport adecvat de lichide este esențial pentru buna funcționare a organismului, notează meniul tău dintr-o zi obișnuită, mic dejun, prânz și cină. Indică apoi cantitatea în grame din fiecare aliment consumat, câtă pâine mănânci, cât lapte, ouă și așa mai departe, apoi stabilește cantitatea de apă pe care o procură organismul tău într-o zi din alimentele consumate. Te poți inspira din tabelul de mai jos sau poți căuta alimentele consumate de tine pentru a verifica conținutul de apă din fiecare. Ia verifică, tu te hidratezi corect?